este deja al patrulea an în care mă duc la Râșnov, la Festivalul de Film Istoric, și o fac cu foarte mare bucurie. E o atmosferă extrem de plăcută, e deopotrivă relaxant, incitant din punct de vedere intelectual și e o ocazie pentru mine să regăsesc niște prieteni la care țin, cu care mă bucur să stau de vorbă. Deci o atmosferă prietenească. Anul ăsta o să vorbesc despre Revoluția franceză și despre două filme, despre două capodopere, Danton de Andrei Vaida și La Nuit de Varennes, Noaptea de la Varennes, de Ettore Scola. Un film jucăuș, în contrast cu tragismul din Dantonul lui Vaida. E un film cu două mari staruri ale cinematografiei internaționale, și anume Mastroianni în rolul lui Casanova și Jean-Louis Barrault în rolul lui Restif de la Breton. E un film jucăuș, cum spuneam, o perspectivă amuzantă asupra unui episod dramatic din Revoluția franceză, și anume fuga regelui Ludovic al XVI-lea, care este ulterior prins, adus înapoi la Paris. De fapt, este un moment de cotitură în Revoluția franceză. Celălalt film este probabil mai cunoscut, al lui Andrei Vaida, Danton, care arată confruntarea între Danton și Robespierre. Robespierre fiind prototipul teroristului ideologic, acelui care impune un anumit regim prin violență, prin teroare, prin dictatură. E un film care, atunci când a apărut, a făcut efectiv senzație, a fost controversat în Franța, pentru că, sigur, atingea unul dintre miturile Revoluției franceze, unul dintre miturile legate de Revoluția franceză, dar este o perspectivă est-europeană, absolut legitimă, asupra Revoluției franceze, asupra genezei terorismului de stat. Pe scurt, asta voi face în acest an la festivalul de la Râșnov. Va fi o legătură foarte strânsă între partea istorică și prezentarea celor două filme. Tema este revoluție și evoluție, asta este tema festivalului în acest an. Sunt foarte curios să aud celelalte prezentări, abia aștept, sunt foarte nerăbdător și cred că, pe scurt, raportul calitate-preț este ideal la Râșnov, pentru că e moca. Chiar nu plătești nimic, vezi filme bune și asculți oameni inteligenți. Mă rog, nu mă refer la mine, mă refer, evident, la ceilalți participanți la festival. Deci, chiar este o șansă de neratat. N-aș spune an offer you can't refuse, ci a chance you cannot miss.